Another year has passed. Races made our hearts beat fast. We made the mountain peaks our tracks. We made the cities our playground. In 5 months, we made 100,000 hearts beat as one. We had people to follow us from mountain peaks to tracks abroad. And more to count, we had them live to watch the engines come alive. The country in the news with racing drivers from abroad, the best of them to race for fame in our deadly danger game. And we have no intent to stop. We want to grow, to race, to conquer, to ever change the drift race, to put the limits to the test. This is the story of this year, of challenges and sweat and tears, of joy and victory and teams, of giving life to dreams. Salut, salut! Bine ați revenit încă o seară alături de noi pe canalul Rodrift, de fapt pe toate platformele Rodrift. Invitatul din această seară, Marius Mitrache. Vă salut pe toți și vă mulțumesc. Salut, Marius! Salut, ce faci tu, Marius? Uite, mă gândeam ce o să fac în viitor. Rodriftul ăsta. Am luat o pauză, dar pauza asta e binevenită într-un fel, pentru că oricum aveam de lucru la mașini și trebuia să mai strângem un pic buget pentru a le putea aduce la o stare. Strânge acum buget pe praful ăsta. Deci, acum strângi, pentru că nu cheltuiești mult, știi? Am înțeles. Acum strângi bani. Mănânci puțin. Stai în casă, nu mai ieși să mai cheltuiești bani. Am înțeles. Deci e și asta o strategie, da? O strategie, da. Spune-ne cum a fost pentru tine, ca să intrăm așa, până ne ducem departe, sau cum vrei să o luăm, de departe și să venim spre aproape sau de aproape mergem departe? Nu știu, dar vezi cât de departe vrei să te duci, pentru că ar trebui să vorbim vreo 2 săptămâni, dacă vrei. Sintetizăm așa, facem o sinteză a anilor. Dacă vrei. Câteva idei, așa. Hai să sărim atunci la început, să o luăm de la început, să începem cu începutul. Ursul Auriu a fost primul, nu? Da, ursul meu Auriu a fost... Se întâmpla în 2002-2003. În 2000, da, prin 2001 sau 2 mi-am luat ursul ăla. Și avea un motor de 1.8 când l-am luat prima dată. Da. Nu puteam să fac mare lucru cu el, îți dai seama. Dar în prima zi în care l-am cumpărat, m-am și dus repede să-i sudez grupul, ca să pot să mă dau cu el, știi, să văd. Mergea cu anteia, dar oricum nu făceam mare lucru. După care n-am rezistat prea mult, cred că câteva săptămâni sau ceva de genul, mi-am pus un motor din ăla, nu știu dacă îl cunoaște prea multă lume, un 2.0S, era un motor care s-a pus pe BMW 30. Pe Italia. Hai, da, BMW 30 M-Tech 2 de Italia. Și am găsit o mașină, am pus motor, nu știu ce, și pe ăla mi-am făcut de cap. Pe vremea era un motor competitiv, știi? Nu erau mașini de peste 200 de cai. Și ursul ăla meu, fiind ușor, făceam ceva treabă cu el. Bine, la cursele astea de stradă, știi? Da, da, da. Păi asta era pe vremea aia, că gen, am tot vorbit despre lucrurile astea, de acolo s-a pornit. Exact. Nu intru prea mult în detalii, acolo a fost început cumva. Așa, și de acolo și numărul de matriculare cu KNS și porecla, da, care ți-a rămas.
Da, e o poveste destul de ciudată, dar e haios într-un fel. BMW-ul respectiv avea niște probleme, știi tu de care, sau cunoscătorii dau seama. Și n-am putut să-l matriculez pe numele meu, știi? Uh-huh. A trebuit să merg cu numerele alea. Și am rămas așa cu ele, lumea m-a cunoscut ca Enes și am rămas un brand până la urmă, știi? Am ținut mult la numele ăsta, mie mi-a plăcut, n-am vrut să a fost ca Enes și Haiu, ce să mai... Da, Haiu ca Enes, după ce ne-a descoperit Grațian și ne-a promovat, știi și tu povestea, a rămas un brand și mie mi-a plăcut, adică am fost așa mai conservator. Am să păstrez brandul. Cu toate că multă lume mi-a spus să renunț la el, că ia iurea, nu i-am găsit nicio semnificație a literelor. Uite, aici era pe la începuturile tale. Da. Da, astea erau niște show-uri demonstrative de un fel de semi-drift. Știi? Da. Păi participam toți la ele. Dacă vreți, arătam o cupă. Prima mea cupă la un asemenea show demonstrativ. Cu roți pe 14, doamne, ce... Cum erau vremurile pe atunci? Uite aici, fii atent. Ia. Stai așa. Aha. Se vede? Da. Locul întâi, categoria tracțiune spate. 2006, 12 iunie 2006. 2006 e asta? E da. 2005, uite-te mai bine. Aha. E din 2005. Da, văzusem 2006. Am și din 2006 dacă vrei, stai așa. Din 2006 nu știu unde e, dar... Uite, am și din 2006, poftim la fiecare. Uite. Asta e tare. Best of show. Drift and Burn. Fortuning Day. Multe, da. În fine. Asta a fost începutul. Corect. După care noi am simțit nevoia să evoluăm cumva. Vedeam ce se întâmplă și... Voiam să fim și noi puțin mai sus, dar îți dai seama, nu ne permiteau mașinile alea pe care le aveam noi improvizate. În fine, am început să le învățăm ce modificări trebuie să facem pentru evoluție. Și primul pas mai important, așa știi și tu că ai fost atunci, în 2008, când am organizat noi Fortuning Day sau nu mai știu ce a fost, un show din ăsta. Da. Și atunci a fost cumva primul pas mai mare, așa, către 2007. Da. Am văzut, am invitat niște drifteri din afară, din Ungaria, nu mai știu. Și am văzut ce modificare aveau și cum mergeau. Na, am rămas puțin șocați, pentru că noi credeam că suntem buni. În fine, și de acolo am început să evoluăm fix, mai mult. Fix ce povesteam aseară cu Răzvan Frățianu. Așa. Da, era și Răzvan, venea și el pe acolo. Se dea problemele alea. Cumva noi ne-am făcut o echipă, știi? Eu cu Haiu, cu Sorinene. Ne-am făcut, Grațian ne-a descoperit cumva că făceam show-urile respective și ne-a chemat să facem o echipă. Știi? Și sunt niște filmețe pe YouTube, dacă o să cauți, cu echipa de show. Noi făceam niște tandemuri din astea, știi? La evenimentele. Hai că eu caut. Tu povestește că eu caut. Da, făceam niște show-uri demonstrative, eu cu el, știi? Și am mai luat, după un timp, am mai luat câțiva băieți pangă noi, știi, care... voiau și ei să erau pasionați, le plăcea ceea ce facem și voiau să se dea și ei. Și noi, băi, da, gata, cum să ne mărim echipa, cumva, știi? În fine, și sunt multe de povestit acolo. Ideea e că după toată nebunia asta cu show-urile noastre, am început să
deschidem ochii cumva mai mult. Așa este. Și am mers în afară. Cum a fost faza? Eu prin 2008 sau 9, nu mai știu exact, în 2009 sau 8. Așa, am hotărât să merg la o etapă de drift din Ungaria, știi? Asta a fost ideea mea. Și am spus lui Hai, băi, hai să mergem să ne uităm, nu să ne dăm noi. Să ne uităm la Tocol, mi-aduc aminte că era. Și Hai le-a spus și celorlalți, Dobre, lui Traian, lui Călin, și nu mai știu cine era atunci, că a fost un show extraordinar atunci. Am mers noi cu mașinile, cu stațiile, cu am râs, stăneam spate, a fost distractiv. Cu Dobre, cu, în fine, și întâmplări din alea nebune. Așa. Nu stau să intru în detalii, dar vă dați seama ăștia care... Păi povesteam ieri cu Răzvan Prăteanu și de mersul pe rod până la Mari Apoș la antrenamente și de toate... Da, a fost mai târziu cu mersul pe rod, că după aia, anul următor mi se pare că ne-am dus să ne și dăm, pentru că ne-am făcut niște conexiuni acolo și ne-au invitat oameni, am mai bine. A fost poveste nebună de tot. Am ajuns noaptea, până la 1 noaptea în Ungaria, n-aveam unde să stăm, în fine. A fost distractiv. Eu am ajuns primul cu Haiu, știi, cu mașinile pe platformă, alea cu o singură osie. Atunci a zburat luneta lui Haiu. Așa, că povesteam eu, da. A fost tare de tot. Că el avea foarte multe roți înăuntru, știi, în mașină, avea un urs și avea tot un urs. Ne trezești cu motorul la 3-5 Alpina. Uite că ne urmărește și Sorin, așa că salutăm pe... Salut, Sorin. Am văzut aici comentariile lui. Da. Și a zburat luneta aproape de Carei, pe acolo eram, mi-aduc aminte. S-a oprit, băi, luneta a zburat, nu mai era, s-a zis acolo, dai seama, numai știa că a pierdut și vreo roată de mașină de acolo, că eram înghesuit acolo în spate. Bine, ne-am dus cu cauciucuri second, îți dai seama ce a fost. Păi așa erau pe vremea aia. Noi acolo, nici nu vrea să ne mai dăm cumva, știi, că vedeam aia cu cauciucuri din astea, noi, cu mașini grave. Și noi cu niște urși obosiți, îți dai seama, noi era crăcănat pe spate, nici măcar nu îi făcusem modificarea aia, știi, de cumva. Da, bine. Și alu Hai, nu mai știu, era puțin mai bun al lui. Parcă era de 8 sau nu știu ce avea atunci. Parcă, nu, 2.5-24 parcă avea. Nu mai știu ce dacă avea, sau de 8, nu mai știu cu ce a fost. În fine, cred că de 8 era. Când i-a căzut grupul sau nu mai știu ce, a trebuit la Maria Păcă, îl dau ea de noi. Ungurea, când ne-am zis, îți dai seama, a fost șoc. Ne-am dat noi pe acolo, nu știu, eu m-am uitat pe circuit, am zis, bă, eu nu prind cu mașina asta 100 și să intru pe vințele asta de tărâm. Și m-am chinuit ceva, până la urmă am reușit, în fine, m-am și calificat, l-am bătut și pe unul, un ceh, a nebunit ăla, că l-am bătut pentru că mergeam prea încet și n-am avut ce să-mi fac, știi? Și nu mai știu, da, a fost spectacol. După ce ne-am dat noi atunci, a venit și Călin, a doua zi sau nu mai știu când a venit el. A doua zi sau a doua oară când ne-am dus, nu mai știu. Nu mai știu, că voi știți, eu n-am fost la plecările astea, așa că voi... Da, cred că a doua oară când ne-am dus, când ne-am dus de două ori. Nu mai știu exact. În fine, a venit și Călin și Traian, da. A fost și eu maxim atunci când a venit Traian pe roți. Și a schimbat suspensia ca să meargă până acolo și pe aia își punea suspensia aia de drift, știi? Că era prea tare. Uite, a zis Sorin că era că V8 avea pe mașină. Da, am adus aminte, da. Bine, înainte de faza asta am mai făcut noi un circuit, știi, că am zis să ne dăm pe circuit și ne-am dus la Ghimbav, e un circuit la Ghimbav, micuț de tot și de mergeam mai pe marginea aia, cu ea aproape să ieșim și atunci acolo i-a zburat roata lui Hai. Atunci a fost spectaculos, i-a zburat roata lui Hai. Dar trebuie să spunem că pe vremuri show, cel mai show era atunci când bubuiai anvelopele, aia era... Ăla știu, să bubui, să zboară roata, să cazi din mașină, să faci ceva. Ăla era show suprem. Nu aprecia lumea că te dădeai bine, știi? Că era banal, nu? Trebuia să întâmple ceva, să bubuie. Mi-aduc aminte că cel mai spectaculos show prin 2006, am fost eu, Haiu, și eram mai mulți, nu știu, showmen ăștia, cum să le zic. Și era un tip, mi-aduc aminte, nu l-am mai văzut atunci, nu mai știu nimic de el, Maro. Nu știu dacă da. Maro ăla avea un urs alb. Care la metro, după cel de-abia îl vopsise și a făcut un burnout. Mai țin de? Da, pe a intrat după mine în spectacolul ăla.
Păi, da, nu știu dacă găsesc, dar cred că am pe un hard filmul, cred că a stat vreo 10 minute în burnout cu mașina aia. Deci fix pe loc, 10 minute. Nu ne-a stat 10 minute. Dar hai să spunem oamenilor de ce țineau cauciucurile, că erau acele C-uri. Noi puneam... Și făceai un burnout cu ceurile alea, de terminai benzina până băbăia cauciucul. Băbăia mașina și cauciucurile tot la legea. Îți dai seama să o puneai. Eram nebândă. În fine. Da, a fost spectaculos. Să ne întoarcem în Ungaria atunci. Da, încă o fază tare. Eu cu haiu, îți dai seama, cauciucuri second pe acolo, dar abia mergeam pe circuitul, ai văzut cât e de mare. L-am făcut până la urmă, știi? Dar... Uite că zice Haiu că iau sărit prezoanele. Iau sărit prezoanele, da. Când ne duceam să schimbăm acolo la vulcanizare, noi ne duceam cu niște chelii, n-alea să punem altele, știi? Tot chelie. Știi, ăștia și făceau mișto de mine la un moment dat, că aveam niște cauciucuri ca să-mi iau chelii. K-A-L-L-I. Înțelegi? Da? Era un second. Și domnule meu zicea, ce faci, mă, ți-a luat cauciucuri de-alea chelii? Da, în fine. Și ne duceam la vulcanizare acolo, vedeam că ea schimbă cauciucuri bune, deci mai aveau cană și nu uita, bă, hai mă să le luăm noi, ne mai dăm până un pic. Așa erau vremurile, corect. Și noi mergeam pe vremea aia cu 14, 15 maxim, ce? Cu tot fel de mizerii, pe 15, da. Mi-aduc aminte că mi-am luat prima dată, eu atunci când am fost în Ungaria, mi-am luat o pereche de cauciucuri noi, frate, prima dată în viața mea când mi-am luat, pentru mașina de drift, cauciucuri noi, dar pentru față, îți dai seama. Să le fac pe față. Pentru spate nu, erau din alea, chemi. În spate. A fost distractiv, știi? Da, să știi că cu cauciucurile alea chemi așa, m-am dat atunci, m-am calificat. Uite, zice Sorin, băgam 7 bari în ele. Păi altfel să învârteau. Auzi că m-am dat cauciucurile alea Kelly la Maria Boci. Mergeam atât de încet încât m-au pus aia de 3 ori să repet inițierea. Că ăla pleca, m-am dat cu un cec, o pisică M3 sau nu știu ce avea, cu niște anvelope din alea super aderente. Și ăla când pleca, îmi dădea vreo 3 tiruri, știi? La plecare pe linia aia de apă. Eu îi dădeam la maxim, dar nu mergea la fel. Nu avea ce să plec exact. Kelly atâta, cred că, cât ăla de bicicletă. Ca la motocicletă pune jos, da. Da, nu, mai puțin, ca la bicicletă de aia mică. Da, da, arătai bine. Arătai bine cu camber pe spate. Și auzi, cine a pus, am repetat cursa și pe aia la un moment dat l-am așteptat. Am mers după el acolo, nu știu ce, mergeam bine așa, controlam mașina, dar nu mergea repede. Îl puneam jos. Și a fost, nu știu, 8, nu mai știu cât a fost scorul, dar în fine, când m-am dat eu în față, îți dai seama că ăla n-a avut cum să meargă după mine. Și s-a îndreptat și a pierdut, l-am bătut. Și a nebunit după aia, dai seama, a venit, domne, nu se poate așa ceva. Asta e, frate, ai îndreptat. Ai mașină bună, poți să mergi și în spate, știi? Că... Hai că găsisem eu un clip cu tine, tu povestește. Așa, hai să, referitor la faza asta cu domne, păi da, la merge încet. Nu există să mergi încet. Pentru mine nu există, unul merge încet, știi? Ok, și eu merg încet, că mașina nu merge, dar dacă aș avea o mașină care ar merge foarte repede, îți faci tu setările cum vrei, ca să meargă, cumva să găsești echilibru, să meargă și repede și încet. Dacă o mașină merge foarte repede, poți să faci, dacă ai power mult și setări și bani băgați în ea, buget mare, poți să faci să meargă și încet. Adică o mașină bună merge și foarte tare și poate să meargă și foarte încet. Corect. Asta e șmecheria. Uite, că mi-am auzit aminte de prima ta mașină de drift. Ăsta am fost, da. Da. Eram patruși, l-am cumpărat de la Târgu Mureș, la un ungur, nu mai știu. Am venit cu el, dar abia am ajuns că el avea un motor de apă carburator, de un 8. Am ajuns cu el pe Timișoara, pe acolo s-a stricat, l-a remorcat până la bază. Și pe aia am pus 3.5 ăsta. Ba nu, i-am pus un 2.5 și pe aia am vândut 2.5 și am pus un 3.5 Alpina, am cumpărat o mașină, da, Alpina. Tu te uiți cât de multă lume era și atunci, adică era apreciat show, știi, adică da. Oamenii erau acolo. Era apreciat, da, ceea ce facem și ne bucuram, îți dai seama, ne transmitea asta. Păi eu cea mai mare bucurie o aveam după un show când începea lumea să aplaude.
Da, mă, și erau așa entuziasmați, adică oamenii chiar erau acolo, știi? Nu, s-a uitat, da, mișto, pot să fac și eu. Acum, oamenii s-au schimbat cumva, știi? Bine, mai sunt și mulți pasionați care, și le mulțumesc celor care sunt aproape de noi și înțeleg cam ce înseamnă driftul și iubesc driftul, știi? Ăștia sunt oamenii pasionați. Dar înainte, cumva, fiind la început, avea un alt impact asupra oamenilor în general. Era ceva nou, oricum, era ceva nou. Exact, fiind ceva nou, toți, mamă, ce tare, știi, acum, ai văzut, eu, știi, după ce mă ghidez, mă uit în anii ăștia, așa, în ultimii 10 ani, să zic, iarna, când ieșeam pe stradă, iarna, era zăpadă și mă uitam. Acum 10 ani nu trăgea nimeni frâna de mână pe zăpadă, știi, doar eu mă jucam și făceam, nu știu, și încă doi, dacă erau. Acum, dacă te uiți, anul trecut sau acum 2 ani când a fost zăpada, pe orice colț de stradă, îl vedeai pe câte unul. Da. Vedea și el. Adică, înțelegi, acum ăștia care dau așa... Bine, hai să vorbim și de chestia că pe vremea aia de-abia, nu știu, cred că era Need for Speed, varianta de început a jocului. Acum deja, având tehnologia, având acces la informații, având atâtea jocuri, având... Plus, uite, mi-a adus aminte de o chestie care chiar e foarte importantă și vreau să spun despre asta. Simulatoarele astea sunt extrem de importante și eu tuturor elevilor mei le recomand să meargă, să se joace cât de mult pe simulatoare, știi, să meargă, pentru că îi ajută enorm. După aia când o să avem apropo de asta, o să avem o seară cu Octav Chelaru care ne va explica exact cum să configurezi, ce configurații, cât de curând de seriile următoare vom fi cu Octav și vom povesti fix. Va fi un podcast fix despre simulatoare. E foarte important cu simulatoare. Știi când mi-am dat seama? Știi că am început din 2010. Există filmulețe și tot fel de chestii să antrenez oameni care vor să facă drift, să transmit cunoștințele mele pe care le-am dobândit în atâția ani altor oameni, știi? Da. Pasionați care vor să facă ele. Și cu Jumi, știi că am început prima dată și el cumva el a fost ajutat și de partea asta de simulator de jocuri. El s-a jucat foarte mult. Știi? După care am mai avut câțiva elevi, tot așa, mai tineri, puști sau copii, care s-au jucat foarte mult și i-a ajutat chestia asta și vreau să o promovez. Adică da, jucați-vă cât de mult dacă vă place și vreți să practicați driftul. Când veniți în realitate, știi? După jocurile alea aveți niște skill-uri deja, știi? Adică vă ajută enorm. Cumva e aia când te gândești, ce mă, pe jocul e joc și cum mă dă ceva. Dar să știi că te ajută, am observat asta în timp. Păi, la ora actuală, simulatoarele și mai ales setările făcute pe ele, cu volanele care îți revin exact, adică ai feedback-ul exact ca la carosabil. Doar că nu simți dinamica aia a vitezei neapărat, dar înveți să controlezi. Înveți foarte mult și după aia când vii și în mediu, în realitate faci treaba asta pe bune, te ajută enorm. Sunt țineți doar dinamica, dar eu asta îi învăț de la început pe elevi mei, știi? Se urcă mașina și le spun, bă, asta e prima chestie pe care le spun ca să simtă dinamica, știi? Băi, de ce sunt scaunele astea așa, scoică, știi? Asta pentru a simți mașina, mișcarea laterală și a sta sudat în mașină. Majoritatea nu știu, înțelegi? Păi ca să nu cazi, domne, la curbă, știi? Sau fiecare are o idee. Să fie safe, nu? Ca să simți, de asta stai așa, să simți ce se întâmplă și acolo simți, de fapt. Corect. Corect. În fine, da, și acolo ți-ai zis, asta o înveți în câteva ședințe, știi? Depinde acum. Da. Eu, referitor la partea asta de, dacă tot am intrat pe aici, pe la școală și la cursuri, eu pun accentul foarte mult și pe partea de psihic, știi? Adică chiar vreau să ating și partea asta, mai ales că tu în ultimul timp ai început o pregătire pe partea asta psihologică. Da. Am vrut și te specializezi în domeniu, da. Am vrut de foarte mult timp să fac asta, adică a fost o pasiune de-a mea ascunsă așa cumva, știi? Mi-a plăcut întotdeauna, dar n-am avut ocazia să intru în lumea asta, pentru că nu știi cum e, dacă nu ai o conexiune sau ceva, e greu să intri, ceva să te inspire. Și de câțiva ani, Grațian, știi că e nașul meu Grațian, în fine, el de vreo 10 ani, de când s-a lăsat de drift atunci, de când a terminat treaba asta cu driftul, s-a apucat de partea asta de
Ingineria emoțională asta face. De fapt, Okay. Sunt foarte multe tehnici, de, nu intru în detalii, legat de psihologie, știi? Terapie, okay. Chestii. Și m-am dus și eu după el pe acolo să văd cum e la început, de curiozitate mai mult, știi? Chiar văzusem acum vreo săptămână o întrebare legată de pusă de cineva care ne urmărea, legat de cum se pregătește un pilot din punctul ăsta de vedere psihologic înainte de betelor și înainte de cursă. Da, e extrem de important. Există și o ramură din psihologie mai nouă, știi că asta cumva e o știință mai nouă, psihologia. Și există o ramură psihologie sportivă, pur și simplu dedicată special sportivilor, știi? Și echipele foarte mari din afară, de fotbal, să știi, pe echipe, știi că mie nu-mi place fotbal, dar în fine trebuie să aduc vorba, acolo se învârte totul cumva, au psiholog sportiv, știi, la echipă. Nu există fără psiholog sportiv, nici nu se mai, cum să zic, nu e normal să nu ai, știi? Sigur că da, pentru că ai momente, ai și dezamăgiri în sport, ai și... Foarte multe, exact, sunt multe, cum să zic, de pregătit acolo. Psihicul, iar... înainte de competiție, după, multe, adică nu e așa. Iar când vorbim de motorsport, vorbim de controlul unor sute de cai pe un circuit cu alți piloți, cu oameni, cu arbitri, cu... Da, și asta, uite, îți dau un exemplu simplu, așa, ca să nu intrăm în detalii din astea științifice, așa, tehnice, că n-au sens. Vezi un pilot, da? Un pilot bun. Un elev al meu, să zicem, care la început, nu dau exemple de piloți vechi. Okay. Vine super bine, da, la antrenamente. Merge perfect la antrenamente. O zi întreagă. La calificări, vezi o schimbare radicală în felul lui. Dar mulți piloți trec prin asta, da? Mulți piloți trec prin asta. Să dea un antrenament absolut senzațional pe toate clipping pointurile pe toți și la calificări. Exact. De unde crezi că e asta? Că nu mai știe, tehnica nu e aceeași, adică el a învățat, se dă bine, stăpânește tehnica, nu? E de la cealaltă parte, nu? De la factorul psihic. Emoția, la da. Care eu zic că lucrez și am făcut o fel de... O iei așa, pe nimerită un pic, știi? Adică, uite, gen cum am făcut și cu Jumi. La început am vrut să văd dacă... Vezi că te pierdem. Aude, să mai întrerupe internetul la tine, cred. Sunt un bun profesor sau instructor sau ceva. Așa am făcut și cu partea asta. Am început ușor, ușor cu ele să aplic partea asta de psihologie. Te-am pierdut un pic, dar... Ok, unde ai rămas? Ți-am zis că am început să aplic. Am început să aplic... cu elevii mei, partea asta de psihologie în motorsport. Încet, încet, cum am început și cu driftul, știi? La început cu Jumi, să văd dacă pot să fac asta, așa am început și acum de ceva timp și am constatat că e extrem de important și am reușit să fac ceea ce mi-am propus. Și cred că o să fie din ce în ce mai bine în viitor, pentru că mă specializez cum ar veni, știi? Capeți experiență, ai văzut, ca și la drift. Acum vine am mult mai multă experiență. Știu cum să fac ca să-l duc mai repede către ceea ce își dorește să obțină, știi? Niciodată nu e la fel, pentru că oamenii sunt diferiți. Fiecare e un individ, știi? Adică, da. În felul, n-am cum să aplic, să zic, da, mă, fac aceleași tehnici. Nu există, fiecare trebuie să mă adaptez. E la fel ca și mașina de drift. Fiecare mașină e setată pe profilul fiecărui pilot. Exact. Da. Dar cu cât stăpânești mai bine această, spre exemplu, acest sport, cu atât îți e mai ușor și înțelegi mai bine ce ai de făcut. Da, asta despre psihologia. Zine despre ultimii tăi ani în campionat. Zine de ce ai absentat atât de mult în ultimul timp. Tu ne-ai obișnuit în anii trecuți cu o prezență constantă, anul trecut ai lipsit destul de mult. La finala de la arenă ai și parapetat-o. Da, hai să povestim despre chestia aia cu finala, că e o poveste drăguță acolo. Așa. Foarte bine. Și după aia ne întoarcem și de ce și cum. Ok. Tot mi-a zis aminte de asta cu finala. Băi, la finala asta m-am simțit, cred că cel mai bine din ultimii 3 ani la drift. Pare ciudat, dar o să te explic de ce. Inițial
am venit tot așa, am zis să mă dau și eu, să mă distrez, să... Na, știam că nu o să ajung pe podium cu mașina, nu-mi permite, îți dai seama, oricât de... N-ai ce să-i faci, sincer, chiar n-ai ce să-i faci. Numai pentru un noroc de la... Ciudat, n-am mers pe noroc, am zis, bă, ce pot să fac cu ea. În final am venit, m-am calificat, nu știu ce, și după sesiunea de calificări, la ce dat am mers, nu mai... Mergea numai când vrea el, știi cum, a patina. Dar nu era distrus de tot. Și n-am vrut să mai dau. M-am calificat și n-am vrut să mai dau la concurs. Pentru că mi-am dat seama că, am experiență de atâția. Mi-am dat seama că n-am cum să mai merg cu ea în felul ăsta. Decât să intru prin parapet sau să nu fac mare lucru, știi? Dar a fost o conjunctură ciudată, pentru că știi foarte bine că era vorba de câștigarea campionatului. Da. Și colegii mei știe foarte bine povestea. Trebuia să a povestit el Răzvan Frățeanu. Ah, ok, a povestit el. Bine, atunci nu mai intru în detalii. Deci erai și că el dacă așa, nu, dacă vreunul din voi, da. Zi. Așa. Am zis, gata, hai să-l scot pe ăsta. Știi, adică m-am dat ca să-l scot pe bulgar. Pur și simplu de-aia m-am dat. Pentru că n-aveam cum să m-am concentrat. M-am dat foarte bine cu el, știi? Am încercat să protejez ambreajul cât de cât, știi, să nu forțez foarte tare. Și am reușit. M-am dat, l-am scos pe bulgar și în momentul ăla a fost cumva cel mai important pentru mine. M-am bucurat enorm. Pentru că am simțit bucuria celorlalți, știi, colegilor mei și... Aprecierea aia, știi, am văzut că am făcut ceva mișto, adică aia a contat mult mai mult decât dacă aș fi câștigat eu etapa, de exemplu. Uh-huh. M-am bucurat foarte mult de momentul ăla, deci pur și simplu când au venit ăștia și ne-am bucurat împreună acolo, era un entuziasm ăsta foarte mare, cumva și la haiul, la toată lumea, cumva mi-au dat lacrimile, știi? Păi cred că a fost o încărcătură emoțională. Uite, vedem acum roata lui Imre pe ușă aici. A fost foarte mișto, da. Marco Zahorin. Da, bine, stai seama, mașina, ai văzut, știu ce mașini sunt acolo, ce pregătiri. Păi tu trebuie să faci acum, odată cu parapetarea asta, trebuie să faci saltul. Da, da. Mă mai auzi? Da. Dacă mă întorc la partea asta ce m-ai întrebat tu cu ultimii ani, băi, n-am mai pus accentul așa foarte, foarte tare pe, cum să zic, pe partea asta de a câștiga. Uite ce zice Sorin. Nu m-am mai interesat neapărat să fac performanță cumva, știi? Sorin a zis să pui mâna să-ți faci mașina. Văd, păi acum ce. Da, hai să zic că mi-am dat seama că nu mai am cum să o fac mașina aia să fie competitivă în condițiile în care e acum. Ok. Bun. Și am zis, bă, mă mai dau așa de câteva ori cu ea și o resetez. Hai să o fac altfel, știi? O aduc la nivelul la care trebuie să... Bine, nu cred că ți-ai propus ceea ce a ieșit, adică nu cred că așa vrei să te apuci de rebuild-ul mașinii. Da, a fost cumva... Bă, să știi că m-am gândit și la faza asta. Eu, dacă mașina am funcționa, cât să mă dau cu ea, ai văzut că pot să mă dau... Nu te apucai de ea. Exact, eu nu m-am apucat de ea, știi? Mă dădeam așa, las mă mai dau așa. Bă. Și am zis, băi, o parapetez ca să o distrug, să nu mai pot să-mi dau cu ea. Și acum, după ce ai văzut ce a pățit mașina, m-am uitat la ea și n-are mare lucru, știi? Adică pot să o fac imediat. E bine că a scăpat Wise Fabul. A scăpat, da. N-a pățit mare lucru, știi? Adică doar fibrele alea ce au sărit pe ea și s-a îndoit o bieletă și s-a rupt în spate prinderea aia la fuzetă, știi? Cam atât, n-are mare lucru mașina, da? Acum vreau să-mi fac cumva o manevră singur, știi? Așa. M-am gândit eu cum să fac. Ca să mai fac mașina, să mă dau cu ea tot la fel, o să scot motorul. Am
Te-am pierdut iarăși, Marius. Te-am pierdut, să repeți încă o dată. Așa, bine. De unde rămăsesem? De la că vrei să scoți motorul. O pisică pe care o am eu de școală, știi? Ok. Să fac o pisică turbo, mișto de tot. Ca să rămână scalea fără motor, să scot totul pe el, să-l îi fac un reca, așa cumva, știi? Și să-i pun un motor competitiv. Când ies cu ea după aia, să ies direct cu 700-800 de cai sau cu ceva, cu un cuplu pe măsura competiției, cumva, știi? Competitorilor. Deci, cam ăsta este planul pe care l-ai în vedere acum. Asta e planul, da. Și mi se pare cel mai simplu. Cumva, motorul e un motor foarte, foarte bun, și că l-am auzit și pe Ciuli. Da, e un motor extraordinar de fiabil. Păi trebuie să spunem că e motorul original al mașinii. Tu n-ai spart niciodată sau n-ai avut probleme? Nu, e motorul original, exact. Cred că e singura mașină din campionatul ăsta. Poate din asta, oricum, nu știu, în afară, dar din campionatul ăsta gândește că e singura mașină care merge din 2010. Aceeași mașină, același motor, același tot. Corect. Da, îmbunătățirile au fost turbină. I-am schimbat turbina, că a bubuit atunci turbina în 2012, nu mai știu când am bubuit. În fine. Și cam atât, că nu i-am făcut mare lucru. Mașina dezvoltă putere, dar n-are cuplu, știi? Da, da. Setup-ul ăsta a fost făcut așa cumva pe genunchi, știi? Ce am avut pe acolo am pus și eu, mi-a dat Resinic o turbină, am pus-o acolo, știi? Uhum. N-am făcut un setup ca lumea, gen ca să am și cuplu și n-aveam cuplu. Și pe circuitele astea mici niciodată n-am putut să fac treabă cu ea, pentru că n-aveam cuplu. Îți dai seama. Da. Când au fost circuite mari, întotdeauna am câștigat. Uite, la Casa Polului. Asta vreau să zic, da. Deci la Casa Polului de câte ori s-a organizat, acolo de fiecare dată am câștigat. Uită-te în urmă, 2011, 2012, 2000, când n-am mai fost? 16, da. Deci de fiecare dată am câștigat, pentru că era circuitul mare și puteam să pun în valoare mașina, știi, și turele. Mașina mai merge doar la viteză, cumva. Dar acum o să fac niște modificări și o să merg la orice viteză cu ea, știi? Asta e. Hai că eu caut un filmuleț de la Casa Poporului acum. Da, o să fac o pisică foarte mișto pentru școală sau eventual să o vând, nu știu ce fac cu ea, în fine. Cred că de-abia aștept să o fac, cred că o să arate mișto o pisică aia. Pisică cu motor RB25. Deci renunți la caroseria de Nissan, ca să audă și Ciuli, să se audă până la Baia Mare. Nu renunți, iată, dar Ciuli, nu renunți, frate, Nu, o să îi fac un reca, o desfac toată, o fac din nou și pun un motor care să facă treabă. Adică, nu știu, mă gândeam la un V8 ceva turbo sau V12 turbo, un V8 din ăla de Nissan Titan, știi? Sau ceva care să facă treabă, un biturbo, un V8 biturbo, ceva. Păi trebuie la V8, cred că trebuie să pornești ca și cuplu și așa, niște motoare bulletproof. Da. Și pisica o fac așa de distracție, adică o să meargă la școală, o mai închiriez, eventual fac cu ea cursuri pe circuit, pot să o fac și de stradă dacă mă enervez că e matriculată, știi? Da, da, da. E și se poate și chestia asta, matricularea. Da. Trebuie să menționăm și pentru cei care ne urmăresc că se poate matricula o mașină de competiție, e destinată competițiilor sportive. Da. În fine. Asta e. Asta e planul pe viitor. Tu anul ăsta, dacă începem, da, vii cu ceva mașină, te vedem anul ăsta dacă reușim să facem vreo etapă. Nu te mai aud, Matez. Mă auzi? Parcă zic. Păi când la orgă, ce faci? Se pare că ne face figuri internetul astă seară. Păi, da. Mai are ceva cu mine și internetul ăsta. Băi, internet. Nu e, dar îți dai seama că acum, de când cu statul în casă, internetul și toate platformele pe care noi funcționăm sunt supra-solicitate. Nu o mai auzi? Nu știu pe cine a pierdut, dacă pe Marius. Da. Iar când la orgă.
Probabil că la tine este problema de conexiune, nu știu să-mi spune cineva, uite, băieții spun că noi, că ei ne aud perfect, cei care ne urmăresc. Deci, problema e la tine, nu la mine. La mine e internetul ăsta nasol. Uite, cei care ne urmăresc zic că s-aude bine. Gata, s-aude bine și la mine. Asta ziceam, dacă anul acesta vii în campionat, dacă facem etape, ai cu ce, vii, te vom vedea pe circuit? Dacă fac E36-ul ăla, o să vin cu el. Faceți ok, deci anul ăsta e posibil să te vedem cu E36-ul. Da, tot cu E36-ul. Adică vreau să fac o treabă. Încearcă să faci. Fă o treabă acolo. Da, așa un pic. Asta este, suntem de acasă și facem, improvizăm pe măsură ce mergem. Acum mergem mai bine, să vedem. Tot la fel. Da, vorba. Cred că mergem mai bine. Nu știu, momentan imaginea ta este freezed. A ieșit din aplicație probabil sau ceva. Și îți văd doar un deget pe ecran, din ăla e ultimul cadru. Da. Trebuie să intri înapoi pe ecranul principal. Așa, așa, așa. Începem să te revedem. Da. Merge acum? Bun, gata. Te vedem și te... Da. Merge țiplă. Ok. Gata. Probleme. Te vedem bine acum. Da, ce mă mai ce să facem? Dacă vin cu E36-le sau da. Am motor, am tot ce-mi trebuie. Cumva trebuie să-i fac un roll cage atât. Deci n-ai avea mult de muncă vis-a-vis de, față de Ciuli cu care am vorbit seriile trecute și de 4 ani de zile tot vorbește de Elodia. Îți dai seama că fiecare și-ar dori să participe, să fie acolo, să facă treabă, da. Vezi, e foarte complicat pentru că acum e și perioada asta nebună așa, dar este o perioadă dificilă pentru toată lumea. E costisitor să participi. Gândește-te că acum 10 ani era mult mai simplu. Făceai o mașină, veneai cu ea și tot puteai să participi, știi? Da, dar timp s-au schimbat, exact. Tot sportul a evoluat. Da. Asta ne-am dorit până la urmă, să evoluăm, știi, cumva. Asta ne-am dorit, să evoluăm, dar aveți că am rămas cumva în spate. Știi? Hai să atingem o ramură pe care o să o ating și cu Sorin în seara când îl voi avea invitat. Și hai să vorbim despre tinerii piloți pe care voi îi formați și care chiar fac treabă bună. Da, să știi că da, chiar vreau să vorbesc despre asta. E o chestie care m-a bucurat pe mine foarte mult în ultimii ani, știi? M-am axat mai mult pe partea asta de a descoperi noi talente, cumva, știi? Bine, destul de greu și aici, pentru că e vorba de susținerea. Uite, vedem acum battle-ul tău cu Dimitri. Da. M-am parapetat. Exact. Dar trebuie să vorbim de anumiți piloți, cum ar fi Ghiță. Da, să știi că am descoperit câțiva piloți foarte, foarte talentați și cu o dorință din asta foarte mare de a face performanță, știi? Adică și eu cred că... Spune. Chiar acum ultimul elev, n-ați apucat să-l cunoașteți, nici nu și-a luat licența încă, pentru că n-a mai fost prejmerul, acolo vreau să-l aduc. L-am avut, știți, pe băieții din Slatina, acolo a fost un microb așa care s-a răspândit repede. Exact. A fost un COVID ăsta, știi? Un Drift 19. Drift 19 s-a răspândit foarte repede acolo în Slatina la băieți. Mircea a fost primul
infectat. Mircea Ene. Așa. Da, Mircea Ene, ai văzut, s-a infectat și s-a dus direct pe podium, pe locul 3. Are și o mașină bine pregătită. Da, și investită, îți dai seama, da, că n-ai cum. Asta spun. După care am mai găsit încă doi elevi. Nu știu dacă ți amintești, au fost la Plejmer sau dat. Da, n-a pățit mare lucru mașina asta. Așa. A fost doar de show, așa. Da, a fost Toni și Laurențiu, știi, încă doi elevi. Și acolo am mai descoperit un mare talent, fiul lui Toni. Ok. Care trebuie să ia și licența, a făcut școala, merge foarte tare, s-a jucat foarte mult pe simulator, merge extraordinar de bine și are skill-ul ăla, știi? Poți să-l vedeți, e tare de tot, are 16 ani. Da, da, mulțumesc Panda, așa e, Panda a fost distribuitorul de virus. Exact, Panda e 30. Panda și-a făcut, i-a dat drumul din laborator în Slatina acolo și a infectat pe băieți. Mulțumesc, Panda. Panda e un adevărat prieten al Giftului, să știe. Știu, păi da, we go way back. Da. El are o glumă tot timpul și spune că la toate evenimentele auto este glasul meu ca glasul mamei pe care l-a pus tot timpul. E fratele nostru, Panda. A fost mereu alături de noi și ne-a susținut. Da, și întorcându-ne, asta vreau să marcăm mai mult și să batem. Asta vreau să zic, pe piloții tineri. Da, mai am un pilot, am mai mulți, dar ăștia care m-au impresionat așa mai tare. Mai am un pilot acum care a terminat școala, are 16 ani. Ok. E foarte pasionat. E un copil foarte bun, foarte, foarte ok. Eric îl cheamă. Uh-huh. A făcut școala și a luat și o mașină. N-a avut un buget foarte mare, dar am recomandat ceva pentru bugetul respectiv. Merge mașina, merge. Bine, nu o să facă performanță cu aia, dar sunt convins că pentru început e bună mașina și o să poată să se califice, să dea, știi, în competiție. Și pentru cei care n-au neapărat banii de mașină, simulatorul este o soluție. E o soluție foarte bună. Asta le-am recomandat tuturor elevilor mei, să meargă pe simulator, știi? Și poți face ore întregi de practice acolo. Da. Da, ești acolo tot timpul, știi? Adică nu-ți pierzi îndemânarea. Păi, Adam Claudiu este cel mai bun exemplu al simulatorului, pentru că el a făcut, da, într-adevăr, pregătirea, a pornit de tânăr, dar sutele alea de ore petrecute la simulator. Eu am avut la un moment dat, dacă mai țin minte, demonstrativa de la Arena Națională de acum un an de zile, da, acel Drift Games, când a venit la un moment dat Claudiu Adam și noi nu credeam că e el la volan, că era cu mașina aia ciopt cu geamurile fumurii, pentru că mergea foarte bine dintr-o dată și după aia el a fost într-o continuă evoluție și asta exact cum a spus și el, că 95% l-a ajutat simulatorul. Deci de-abia aștept seara cu Octav. Eu am rămas șocat de faza asta cu simulatorul în timp. Știi, am descoperit elevi de-ai mei care au folosit simulatorul foarte mult și se vedea, adică se vede. Am mulți elevi care sunt așa în stand-by cumva. Au început cursurile, dar n-au mai avut resurse să termine sau nu știu. Și hai să bifăm și chestia că piloții tineri care au venit în ultimii 2 ani în campionat au fost într-o continuă evoluție. Da, clar. Adică nu mi-aduc aminte de un pilot care să fi venit și să fi rămas la același nivel cu începutul. Adică chiar nu știu să zic un nume din semi-pro. N-au cum, pentru că noi la școală cumva punem bazele, știi, adică basic, învață ceea ce a trebuit să se știe despre drift, după care ei au o continuă evoluție. Îți dai seama că n-ai cum să devii pilot de drift după un curs atâta tot. Păi începi să evoluezi, să lucrezi la tine și să mergi cât mai sus. În funcție de tine, asta le și spun, după ce
capătă un anumit skill din asta, o tehnică de drift pe care o transmit eu, merge bine, de acolo urmează perfecționarea lui, ca și drifter. Știi? Și unii evoluează foarte vizibil, așa, foarte mult, unii nu, adică n-am de unde să știu. Acum eu lucrez cu ei, ajut. Marius, cât de mult contează și partea de talent în sportul ăsta? Păi, talent. Acum nu vreau să intru în niște detalii alea științifice cu talent. Așa, pe abilități. Pe scurt. Eu, păi fii atent, talentul e de fapt o abilitate. Talentul. Da, da, da. E, abilitatea asta are, are și o parte moștenită, știi? Deci adică, uite, hai să simplific un pic întrebarea. Să zic așa, un om care nu e pasionat neapărat de sportul ăsta și vrea să devină, să fie performant sau să participe în acest sport, are cum sau nu? Fără acea pasiune, pentru acea, fără această înclinație spre latura asta sportivă. Eu cred că oricine poate face orice își dorește, știi? Ideea e că după ce, în primul rând, deci condiția principală e să fie pasionat de asta, să-i placă foarte mult, să-și dorească foarte mult să facă asta. Deci pasiune. După ce, pasiunea asta, să vrea foarte mult, să-și dorească din tot sufletul să facă asta, știi? Să fie entuziasmat, să îi placă, să iubească chestia asta. Mamă, cât de mișto e drift, știi? Nu să zică, fac și eu drift de asta, mă, că am văzut că e mișto. Pe sistemul dacă, cum se mai duc anumiți copii la sporturi împinși de părinți, gen, hai să faci și tu un sport. Exact. Dacă vine unul așa la mine, un elev sau un om care vrea, eu îl văd din prima și îl întreb. Deci asta e prima mea întrebare. Când un om vine la mine, un elev care vrea să practice driftul, la nivel de performanță, ca așa de distracție, da, ok, se distrează omul, e problema lui, vine, învață să controleze în situații limită, nu știu ce. Dar un sportiv, un viitor sportiv, dacă vine la mine prima dată, la prima ședință asta, îl întreb, bă, de ce vrei să faci asta? Care e motivul? De ce vrei să faci? Ce simți? Care e ideea ta despre? De ce vrei să faci asta? Și atunci îmi dau seama și dacă omul spune, bă, îmi place mult de tot, ia zic, cât de mult îți place? Păi mă uit de mult și vreau și eu să fac și eu. Adică îmi dau seama de cât de dedicat e să fac, da, asta. Da. E, și de acolo pornește toată treaba. Deci asta e prima condiție, să fii foarte dedicat, să-ți placă foarte mult să faci. Asta e condiția principală. Există și cealaltă parte, știi, care, normal, din funcție și de mediu și multe aspecte, oare, nu intru în detalii. Unii vin și fac asta, le place, dar au niște obișnuințe din astea din trecut, adică influențat de mediul în care a trăit, probabil a obținut foarte ușor orice și-a dorit un om, știi, un copil, da, sau un om. Da. Deci când vine la drift, bă, fac și eu, deci îi place, dar el fiind obișnuit să obțină foarte ușor orice, având mulți bani, de exemplu, sau nu știu, mediul lui a favorizat asta, când vine apoi zice, a, fac și eu drift, aia fac și asta, ce, pot să fac orice, mâine mi-au elicopter, mâine, nu știu. Și nu e aceeași pasiune și aceeași dedicare, știi? Asta e diferența dintre un om care are foarte mulți bani și unul care nu are. Ăla care nu are vine foarte pasionat, investește foarte mult acolo, știi? Și se bucură de fiecare moment, știi? Și cu asta cu performanță. Unul care pare așa, gata, mi-au așteptat, mă dau și eu. Face și la performanță, dar ajutându-l altceva. Nu pasiunea adevărată, ăla nu se bucură la fel ca celălalt care nu are buget, știi? Și a muncit foarte mult. Nu se bucură de realizare. Ăla doar se bucură așa, am făcut și asta, mă, se zice că bravo, ok. E bine, adică eu accept pe toată lumea, fiecare, ținem, sunt diferiți oameni, foarte diferiți. Condiția principală să vrei cu adevărat să faci asta, să fii pasionat, după care să ai aptitudini pentru asta. Ce ai zis tu, talent. Talentul intră la aptitudini. Asta ți-ai zis, o parte moștenită și o parte o dezvolți tu. Știi, cumva jumate-jumate. Dacă tu ai niște aptitudini bune, le-ai moștenit din transgenerațional, adică de la tatu mare, știi, care era bun. Da, 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 da. Atunci te ajută, știi? Poți să ai noroc cumva, știi, să te ajute ce ai moștenit. Dar eu oricum îți dezvolt partea asta pe care o poți lucra. Păi cam ăsta e rolul oricărui antrenor în orice sport. Eu îmi dau seama de toate chestiile astea după o ședință cu tine, știi? Și vorbesc foarte mult, povestim. Adică lucrez și la partea psihică foarte mult. Contează enorm. Ți-am zis, de ce să vede? Adică, până acum nici o să știi că acum câțiva ani, dacă mă întrebai, ce psihic mult, te dai acolo. Știi? Nu prea luam în seamă, știi? Sincer. Dar din experiență și după atâția elevi care au venit la mine și au ajuns pe podium,
Ai văzut, am cărți de vizită cu Alfredo, cu o grămadă de oameni care au ajuns pe podium, știi? Adică, uite, Alfredo a fost un caz de care nu era neapărat un puști, că era un om în toată firea, care la, care la primele sau prima etapă a ieșit pe podium locul întâi, nu? Deci, la prima lui participare, bine, s-a antrenat cu mine un an jumate, dar la prima lui participare în etapa națională a câștigat etapa, știi? Dar nu uite că aici. Dar fii atent cât de tare e treaba asta, pentru că aici, dacă stau să analizez puțin cazul, e exact ce ți-am spus mai devreme. Ăsta avea mai mult de 50% din, cred, din abilități, adică avea partea aia foarte bine moștenită de la taică-su. Taică-su a fost campion pe acolo, prin Portugalia. La cum era, uite, cum era Tudor Dunev. Da, se moștenește, vezi, de asta zic. Te ajută mult și partea asta. Dar chiar dacă nu ai moștenită foarte bine, eu pot să te ajut, să dezvolt partea cealaltă și te duc unde îți dorești. Bine, ține și de munca ta cu tine, pentru că aici în sportul ăsta, pe lângă partea mecanică și așa, e și o muncă cu tine în permanență, pentru a nu te defocusa, pentru a te concentra asupra lucrurilor pe care le-ai de făcut. E foarte mult, am găsit mulți faptori, știi? Și ți-am zis, dacă ai văzut când am vorbit noi înainte de a intra în direct, ți-am spus, bă, dacă vrei să vorbești cu mine despre asta, poți să vorbești, cred că, vreo două săptămâni. Adică noi acum cumva le-am înghesuit așa. Pentru că, uite, din exterior, mulți, păi facem așa un rezumat și o să mai avem timp să dezvoltăm în timpul ce vom mai sta în casă. Ideea este că în sportul ăsta ești între adrenalină și panică sau la un moment dat când ai un competitor care ți-e frică, sunt niște... Vezi că iar sunt nu te mai auzim. Așa. Sunt extrem de mulți factori care influențează și pe care trebuie să-i controlezi într-un fel sau să-i descoperi, să știi ce faci cu ei în momentele alea. Sunt foarte multe. Cumva oamenii ăștia care vin la mine să facă drift, mulți zic că vin că e mișto driftul, știi? Dar de fapt ce e mișto? Emoția aia pe care trăiești în momentul în care te dai. Satisfacția aia adrenalina, da? Și bucuria aia pe care te produce practicarea acestui motorsport, nu? Asta e o explicație, cumva, da? Nu poți să-ți dai seama întotdeauna de ce faci asta. Da, zici, da. Doar, e mișto. Și tu ai făcut asta, știi, cum te simțeai când erai mai aștept să te dai? Corect. Uite că mi-a șoptit Denis mai devreme că Mircea Ene trece de la semi-pro la pro anul acesta. Păi da, pe asta i-am recomandat și eu. Nu mai avea rost să se da la... Încearcă să mai faci ceva cu internetul la tine, Marius, că se aude prost, îmi spune lumea. Nu știu dacă e de la mine neapărat. Păi pe mine mă aud bine, pe tine nu te aud bine, nu știu cum să zic. Da, corect. Nu știu ce. Acum te auzim ceva mai bine. Da, sunt probleme de astea nebune cu netul. În fine, n-am ce să fac, sincer. Am încercat, oricum suntem pe final. Da. Eu am bune dacă avem cum, știi, să facem. Dar trebuie să găsim o soluție. Păi momentan, stai că nu te mai aud deloc aproape. Mă mai auzi, Marius? Eu te aud, dacă am pădă, e așa. Așa se aude și de la tine. Da, voi da. vom mai avea serie și alegem eventual o temă și mergem pe ea, mai ales pe partea asta pe care tu te pregătești în ultimul timp, pe partea psihologică. E mult de și... povestit. Da, aia spun, da. Păi Marius, ce să zic, uite că s-a făcut și ora. Îți mulțumim din suflet că ai fost alături de noi. Da, și eu vă mulțumesc, vă pup pe toți. Și poate facem o chestie cu Haiu, știi? Să fim noi doi, că dai seama, iese ceva tare. Cu Haiu o să-l avem, cred că săptămâna viitoare îl vom avea separat, în care eu pot să mă scot din emisie, adică o să pun filmulețe și-l las pe el. Și vom face și împreună, cu siguranță. Da, super. Îți mulțumim. Ok. Încă o dată. Mersi.
Ceau, Marius, seară faină, iar celor care ne-au urmărit până acum, mâine seară tot aici vom avea, cred că în următoarele serii, ce v-am spus cu Octav Chelaru. Vom vorbi despre simulatoare și despre cum să-ți configurezi, pentru că sunt mulți cu siguranță printre voi care își doresc să configureze și mai ales acum cu statul ăsta de acasă. Până atunci dați-ne un like, dați-ne un share videoclipurilor dacă vă plac aceste podcasturi. A fost Răzvan Matescu, Marius Mitrache și ne auzim mâine seară. Ceau, Marius! Thank you.